Îți place și iată-mă ce face aici, da, îmi place. Îmi place pentru că lucrez cu niște oameni care și ei vor să schimbe lucruri, care nu lasă lucrurile să meargă așa la voia întâmplării. Da. O vezi pe Maria Grapini cum se luptă în Parlamentul European, se ia la trântă cu toată lumea, se ia de guler cu toată lumea, da? Pentru că zice, domnule, nu trebuie să ne lăsăm, nu ne lăsăm călcați în picioare, nu așa, nu așa. De ce noi să fim de acord cu anumite state europene doar când vine vorba, spre exemplu, de politica externă? Dar de ce să nu cerem să se renunțe la unanimitate și pe zona de justiție și afaceri interne? Că acolo ne interesează să intrăm și noi în Schengen, pentru că pierdem altfel lunar 200 de milioane de euro. Corect. Și asta e doar ceea ce pierdem direct. În mod indirect pierdem pe an în jur de 10 miliarde de euro. Cu toate pagubele colaterale, da? România pierde. Ne dă cineva banii ăștia înapoi pentru faptul că n-am știut să negociem în condițiile în care noi nu avem bani să trecem stradă, adică cam pe aici suntem, nu? De ce n-ai mai vrut să faci politică? De multe ori ne punem lăma dacă trebuie să trecem stradă. Stai că vreau să te înfierbânt un pic mai încolo, stai așa, într-un ton echilibrat, că ajungem și la subiectele zilei. Și de ce n-ai mai vrut să faci politică? Pentru că nu prea are legătură nu prea avea legătură activitatea ta de om politic, de parlamentar, de ce-o mai fi fost ea, cu mersul tău înainte. Ca dovadă, n-are nicio legătură activitatea din Parlament a parlamentarilor cu faptul că ei vor fi sau nu vor fi realeși în Parlament. Niciuna. Ei vor fi sau nu vor fi pe listă în funcție de relațiile. Exact. Să fie sau să nu fie puși pe listă. Da, e bună observație. Da, nu-i corect. Partidele politice... Nu m-am gândit la asta. E, nu te-ai gândit, te gândești tot timpul. Adică serios, cum să că nu, e vizibil. Acum dau seama, nu, că poți să fii un parlamentar, să te... Foarte bun. Și să, la revedere, să spui ceva nepotrivit la un moment dat și să nu mai fi trecut pe listă. Și ai zburat de acolo. Sau să fii cunoscut, te duci în emisiuni, te pregătești, ești acolo la bătălie cu toată lumea. Și ce contează? Când se face tu ai lista? Ai făcut asta. Am făcut-o. Da. Am făcut-o. Și tot așa, la final, când să se facă lista, pentru că nu eram acolo la tras forile, s-a zis, Lavinia, nu e loc pentru toată lumea. Păi cum adică? Da. Și tu chiar ai o voce. La un moment dat mi se părea că ești o voce puțin cam ascuțită. Vorbesc de gustul meu. Adică erai rea. Da, nu prea iertam. Nu prea iertai. Nu acum prea ești altfel. Ești echilibrat, ai altă... Să chiar dacă că... ești destul de... Să spunem, nu agresiv. Erai agresivă atunci, sau aproape de agresivitate. Acum ești destul de ascuțită. Timpul le mai liniștește. E adevărat. Ce? Eu eram un nenorocit. Adică dădeam cu barda în emisiune. Acum stăm de vorbă, îmi șterg ochelarii. Da, te-ai împrietenit acum cu cei pe care i-ai invitat înainte, îi mâncai. Îi mâncam de viu. Bine, acum sunt prieten cu ăștia care nu mai săraci, nu mai au niciun cuvânt de spus în politică. Și hai că mi-aduc aminte la prima mea emisiune când am venit la tine. Nu cred. Da? Ai fost invitată? O, Doamne, da. Și am fost un nenorocit de om? Da, eram cu Raluca Turcan și cu Olguța Vasilescu. Aoleu. Da. Hai să vedem cum ai fost atunci. Mai ai înregistrarea? Eu am tot, eu am toate dovezile, am toate probele. Hai să vedem, ce an era Ana? 2008. 2004, pardon. 2003? 2003 acum, sau 2004? Acum 20 de ani, Lavinia. Păi tu n-am mai trecut anii pe la tine? Ce faci? Cu ce te ocupi? Hai să vedem imaginile. Eu am intrat în politică în 1997. Am intrat de Partidul Democrat. Înainte am intrat și eu în presă. Am trecut și pe Antena 1, unde chiar m-am simțit extraordinar de bine. Da, și v-au dat afară de la Antena 1? Sau? Nu m-au dat afară de la Antena 1, dar firma care producea Duminica în Familie produce acum alte evenimente. Ați lucrat la Duminica în Familie? Da, și la acea firmă sunt în continuare director de programe. Uh-huh. Am intrat în politică dintr-un motiv pentru care cred că foarte, foarte multe femei ar trebui să intre în politică la ora actuală. Ce anume? La ora actuală, femeile în politică sunt puse de la bun început sub semnul întrebării. În momentul în care ești o femeie tânără și ești în politică, automat se spune despre tine că sau te susține un bărbat sau mai mulți bărbați, sau cu siguranță bărbatul care te susține este undeva pus sus și te poate ajuta, sau ești în politică și ai reușit să accesi pentru că ești frumoasă, sigur n-ai absolut nimic în cap, dar nu contează competența și pregătirea pe care o ai, ci contează felul în care arăți, felul în care știi să zâmbești și felul în care reușești să-i vrăjești pe cei din jurul tău. Să-i vrăjești? Da. În ce sens să-i vrăjești? Adică să... În momentul în care o femeie care are 60 de ani arată cu mai rău
vrea să facă politică. Am văzut femei frumoase la 60. Automat este acceptată. Nu, vreau să spun că este un handicap și a arătat. Trebuie să fii urât ca să faci politică? Asta spune. Aceasta este la ora actuală mentalitatea românului, din păcate. Deci cum vă explicați că eu n-am intrat în politică? Dacă îmi permis, Lavinia, știți că se spune că o femeie trebuie să demonstreze de 10 ori, o femeie tânără trebuie să demonstreze de 10 ori că este deșteaptă pentru a fi crezută a 11-a oară. Există, din păcate, această percepție marginală. Am auzit o afirmație făcută de o doamnă primar care spunea că, din democrațiile occidentale, care spunea că pentru a fi politician, o femeie trebuie să fie de două ori mai puternică și de două ori mai deșteaptă decât un bărbat. Din păcate nu e greu. Din fericire, nu e greu. Prima întrebare ați anticipat-o. Vă avertizez că următoarele nu o să le la următoarele nu v-ați gândit deloc. Spuneți-mi, vă rog, aveți vreun model în politică, în politica românească sau în general în politica lumii? Există un model, un idol pentru dumneavoastră? A existat în momentul în care ați intrat sau a devenit cineva după aceea? O fotografie. Știu, Traian Băsescu. Exemplu. Mi-ar fi plăcut să pot să fiu ca domnul Traian Băsescu, dar din păcate sunt femeie și din păcate în momentul în care mi-aș dori să ies pe scena politică comportându-mă ca un mic Băsescu, toată lumea râde și m-ar băga în seamă. Nu, vreau să vă spun că e adevărat, în multe partide politice și în Partidul Democrat există femei cu care chiar putem să ne mândrim, dar la ora actuală clasa politică românească nu este suficient de cristalizată să putem vorbi de niște figuri marcante de femei în politică. Să dea Dumnezeu ca în 10-15 ani să putem să auzim despre nu știu ce nume, despre... Sunt foarte puține exact, care să reprezinte un simbol pentru femeia în politica românească. Și atunci putem spune că am făcut ceva. Deci, până la urmă... Lavinia era ca o panseluță. Da. Deci, până la urmă... Acum 20 de ani. Eram de acord cu vreo femeie din politică sau nu-mi plăcea nicio femeie din politică românească? N-am înțeles dacă îmi plăcea sau nu. Spuneai lucruri absolut... Dar îmi plăcea de mine, uite ce drăguță eram. Da. Erai că, ți-am zis, ca o panseluță erai. Da, ce te-a fi apucat pe tine să intri în politică atunci? Ce te-a făcut? Cum? Ce m-a apucat? Ce te-a apucat? Știi, îți spun eu ce m-a apucat. Jurnalist la... Eram jurnalist. Stai un pic, lucrai la emisiunea care era al lui Iordăchescu și al lui Moroșanu, nu? Care făcea duminica în familie. Întâi am venit de la Antena 1 Târgu Mureș la București, supărată pe cum merg lucrurile acolo. Te ascult. Și am venit aici, lucram la duminica în familie, într-adevăr, dar eu eram și în paralel, eram la duminica în familie, emisiune de divertisment, dar în paralel eram și în Partidul Democrat. Eram secretar internațional în Partidul Democrat. Intrase în 96 sau cât ai. Pentru că intrase în 97. La câți ani nu mai spun anul. La câți ani ai intrat? Să nu facă lumea calculele. La 26 de ani. 26 de ani? Da. Da. Am intrat atunci pentru că lucram în televiziune și aveam invitați diversi oameni politici cărora trebuia să le dictez. Ce să spună? Ce să spună. Și să răspund dinainte întrebările. Și să-i las să scrie și dacă puteam să-i și ajut. Și am zis, stați-mă puțin. Deci voi sunteți politicieni, voi sunteți parlamentari, voi sunteți consilieri, pe voi vă pregătim să vă trimitem să vă facem primari? Păi da, de ce să nu mergem noi? Ai zis tu. Adică, păi nu? Păi da. Și așa m-am dus în politică și așa am intrat în politică. Păi eu ce ar fi făcut? Ce ar fi trebuit să fac când am văzut eu? Sau hai să spunem că în vremurile alea trebuie să recunoaștem... Oamenii politici încă erau oameni politici. Încă erau, da. La Vinia, nu neapărat la Târgu Mureș și în provincie, dar și acolo. Da, dar mai ales în vremea în care tu ai făcut politică. Hai să fim serioși. De ce s-a degradat atât de mult, atât de tare? Ai vreo explicație? Da, am o explicație. Care e explicația? E felul nostru de a cere tot mai puțin de la noi. Noi cerem tot mai puțin de la noi. Și atunci, normal că... Și de la ceilalți? Și de la ceilalți. Dacă noi cerem mai puțin de la noi, dacă noi ne obișnuim cu un loc călduț, nu vrem provocări, nu vrem să ne dezvoltăm, nu vrem să avem mai mult de lucru, nu vrem să riscăm. Nu vrem să... A, da, clar. În ultimul rând, asta cu riscatul nu e ceva ce să țină de noi. Mai e încă ceva. Vedem pe unul mai bun că se ridică, îi dăm în cap, de ce să-l susținem și să-l ajutăm gândindu-ne că ar putea să ne fie bine lângă el. Lângă un om puternic, deștept, care urcă,
putem urca și noi. Putem crește și noi odată cu el. Pe când lângă unul care se prăbușește, ne putem prăbuși și noi oricând. Nu ne gândim la asta. Și atunci, sigur, ceea ce a spus Vasile Blaga acum câteva săptămâni. Dar el a spus-o doar de PSD, dar să se uite și în propriul partid, să se uite în toate partidele din România. Negocierile se poartă acum între cei care înainte cărau genți. Bun, ce era să care de nu genți? Că nu prea aveau ce să care. Că nu aveau ce să care altceva. Dar e adevărat. Lădițe cu roșii. Cu pentru că la noi nu s-a promovat o politică făcută de profesioniști. Profesioniști în lumea politică. Da? Noi tot timpul am zis, nu avem nevoie de politicieni de meserie. Nu, la noi politica se fac așa, pe genunchi, după ureche. Cum învață unul și altul? De ce să facem politică în mod serios? Mă și gândesc, semăn eu cu aia de acolo, din emisiunea de prezentat. Atunci ți-am zis, erai fragilă, era acum, ești foarte hotărâtă, știi ce spui? Și atunci știai, da? Era, avea o fragilitate așa de la începuturi. De la început de drum. Bun, deci amatorism de la un capăt la celălalt. Dar bineînțeles, pentru că nu suntem de acord cu faptul că politica trebuie să fie făcută în mod profesionist cum e făcută în vest. În vest există dinastii. Dinastii politice. Da? E bunicul, e tatăl, e fiul, e nepotul, toți și fac politică. A fi politician este o meserie. Bineînțeles. Până la urmă un destin, o carieră și așa mai departe. Dar noi nu vrem asta. Bun, de ce și să, pe de USR ce să cu ce se ocupă partidul ăsta? Uite, facem reclamă gratis. Uite, facem reclamă. Că, din facem partea reclamă... au datorii mari față de mine, dar nu contează asta. Pe USL-ul nu cred. Nu pe USL-ul. Partidul nu. Nu. Partidul. Fondatorii. Ce vrea? Care este diferența între pe USL? Să pună, îți spun eu ce vrea pe USL-ul. Să pună omul potrivit la locul potrivit. Pentru că o mare problemă a partidelor politice este că odată ce ajung să își stabilească oamenii care să ocupe anumite poziții, pun acolo temir ce. Și pe urmă se iau cu mâinile de cap. Dom'le, cum l-am pus pe ăla acolo, că habar nu are. Pe USL-ul asta își propune. Om potrivit la locul potrivit. Așa cum are pe Maria Grapini în Parlamentul European. Așa cum vrea să pună primarul la sectorul 5. Pe Vlad Popescu Piedone. Da? Dacă te duci cu Vlad adică pe stradă... băiatul lui Piedone. Băiatul lui Cristi Piedone. Dacă te duci cu Vlad pe stradă acum în sectorul 5, faci 100 de metri în 3 ore la cât îl îmbrățișează toată lumea. Pentru că au încredere în el că vrea să continue ceea ce a început acolo tatăl lui. Dar știi ce s-a întâmplat? Eu am scris de multe ori apropo de ceea ce zici acum. Ce-ți scârție scaunul ăsta? Așa. Scârție? Da. Păi să te țină trează, să nu te țină, să fii atentă. Că în România a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit. Te referi la... N-a fost deloc omul potrivit la locul potrivit. A fost exact pe dos. Întotdeauna? Deci, credeam că te referi la un om... Nu, eu știu multe... Așa. Multe, am mâncat multe exemple când oameni care puteau fi cei mai potriviți cu anumite locuri nu au putut să ajungă pentru nimic în lumea. Uite, îți dau un exemplu simplu. Că a fost un scandal și toată lumea a zis, domnule, ăștia de la externe, habar n-au să pună, externele și cultura, habar n-au să pună oamenii. A fost scandalul cu ICR-urile. Îți aduce aminte? Da. Da? Diverse persoane. L-au pus director adjunct, parcă, la ICR-ul de la Paris, pe Cezar Preda. Cezar Preda. Pe care știi bine. Pe care știu foarte bine. Pe Cezar Democrat. Preda, dacă îl puneau director la ANR, da, sau la orice, la ANCOM, la... toată lumea zicea, domnule, e de acolo. E foarte bun. Dar ce căută acolo? Bună observație. Deci puteau să-l pună, să-i dea mii de euro salariu. A fost o sinecură pentru hai să-l punem undeva, cred că a vrut să scape de el. Mai știi mult... că era o voce destul de distinctă în PD. Sigur că da. PNL. Mai mult și-au bătut joc de el. Domnule, dar pune-l unde merită, că omul ăsta merită și nici nu e să-l trimiți la pensie, să-l trimiți acasă. Folosește-l. De ce pui oameni care habar nu au, care au de învățat? Povestea asta cu să învățăm la locul de muncă, știi? Care e cea mai mare dezamăgire a ta în politică? Nu o persoană neapărat, așa, ca idee. Sau și persoane, că nu putem să... Nu... Eu trec peste asta, că m-au dezamăgit. Care a fost cea mai mare dezamăgire în politică? Prima mea și marea mea dezamăgire a fost Traian Băsescu în politica românească. Că am trecut peste, că trecem peste. Că... Ai mers mai departe. Timpul le rezolvă pe toate, categoric. Știai că a colaborat? Dar nu știam, nu știa nimeni. Eu știam. Păi de ce n-ai spus? Poate, păi am făcut emisiuni în care a spus el.
că a dat foarte multe note informative. Da. Dar era ce, la ce te așteptai? Dar știi că la noi discuția a fost de colaborare ca poliție politică. Pentru că una ce puteai să faci în vremea Lavinia? Sunt foarte puțini care eu au colaborat și n-au făcut poliție politică prin colaborarea lor. Știi cum e? Poți să spui anumite lucruri pe care le-ai, să dai rapoarte, fără să faci rău. Atât, atât. Că asta era cu poliția politică. Puține cazuri. Încearcă să nu faci rău. Puține cazuri. Dacă nu faci rău, tu ți-ai făcut treaba. Da, am dat raport, că dacă nu, mă închidea. A fost elementul care, sau lucrul, sau persoana, personalitatea, care cumva te-au făcut să renunți la politică? Așa cum la început trebuie să recunoști că erai entuziasmată de asta, așa cum au avut și românii, că l-au votat două mandate. Da, am renunțat la politică în 2012 și am spus că politica este doar un nivel în viața mea și în viața noastră și trebuie să plec mai departe și mai departe pentru mine a însemnat presă. Momentul cu PUNR, cu UNPR-ul. Da. Atunci când Gabi Oprea, îmi pare foarte rău, i-am spus-o și în față, ne-am împrietenit la loc pe urmă, nu avem nicio problemă acum, dar atunci el, pentru oamenii din partidul lui, a făcut mult prea puțin. Pentru că nu mi se părea normal la cât a făcut UNPR-ul în acele momente să negociezi atât de puțin, adică să vinzi cumva partidul pe foarte puțin și mai ales nu pentru oamenii care într-adevăr meritau să ducă mai departe, practic, menirea partidului. Pentru că am crezut în ceea ce încercam noi să facem, într-o altfel de Românie, o altfel de construcție, n-a fost să fie, ne-am dus mai departe, ca dovadă că... Ghinion, cum se spune. Și ei s-au oprit undeva într-un gard mai mic sau mai mare, mai colorat sau mai puțin colorat. Da, mergem înainte. Și mergem eu mă bucur înainte, foarte mult că... Mă bucur foarte mult că... Nu m-am resemnat și m-am întors. Sigur, pe zona de comunicare. E important. Și ce sigur, dacă pe zona de comunicare. Comunicarea în vremurile astea cred că e foarte importantă. Uite-te ce se întâmplă cu războiul. Eu zic că e cea mai importantă.